Lucrarea Duhului Sfânt în viața omului, cât și în viața bisericii, este de o importanță covârșitoare, deoarece Duhul Sfânt continuă lucrarea Domnului Iisus pe pământ într-o formă diferită de cea pe care Mântuitorul, ca Mesia, o manifesta. Spre deosebire de Domnul Iisus, care era legat de natura umană, neputând să fie decât într-un singur loc, într-un anumit timp, lucrarea Duhului Sfânt este diferită, deoarece Duhul Sfânt folosește prerogativa Dumnezeirii numită omniprezență. De aceea, eficiența lucrării Duhului Sfânt este mult mai mare, deoarece Duhul Sfânt lucrează în același timp la nivelul planetar. Deoarece lucrarea Duhului Sfânt este importantă în înțelegerea Mântuitorului și, dacă vrem, a planului de mântuire, Satana a avut o atitudine specială față de lucrarea aceasta prorocită de Domnul Iisus cu mult înainte. Și așa cum este modul obișnuit al lui Satana, mai întâi ascunde adevărul. Și secole întregi, Satana a ascuns adevărul cu privire la Duhul Sfânt scris și păstrat deja la nivelul Sfintei Scripturi. Oamenii, deși aveau Scripturile în mâinile lor, nu au înțeles valoarea Duhului Sfânt. În urma lucrărilor de reformațiune, de redeșteptare spirituală, chiar începând cu secolul XVI, lucrarea Duhului Sfânt prezentată în Sfânta Scriptură nu a mai putut fi ținută ascunsă. Și Satana, văzând că nu mai poate ascunde adevărul, a schimbat strategia și a falsificat lucrarea Duhului Sfânt. Așa se întâmplă că începând cu secolul XVIII, secolul XIX, în creștinism a fost o avalanșă de treziri spirituale false, de manifestări asemănătoare cu manifestarea de la cinzecime, prin vorbirea în limbi, prin minuni, prin vindecări. Numai că lucrarea aceasta despre care vorbim este justificată atunci când o numim redeșteptare falsă, deoarece nu era sub conducerea Duhului Sfânt, era sub conducerea spiritelor rele, spirite care falsificau lucrarea Duhului Sfânt. Așa se întâmplă că toate redeșteptările false nu aveau ca țintă transformarea caracterului, nu își doreau o cunoaștere accentuată și profundă a lui Dumnezeu, ci aveau nevoie doar de a se asigura că fac o anumită parte a lor cu privire la asigurarea mântuirii. Ca urmare, toate aceste redeșteptări false nu au avut de făcut decât să încurce lucrarea Duhului Sfânt mai mult decât ar fi putut înțelege cineva. De aceea, ceea ce noi trebuie să știm despre Duhul Sfânt este deosebit de important. În prima parte, am vorbit despre lucrarea Duhului Sfânt în viața oricărui credincios. Înainte ca omul să fie conștient de divinitate, de dumnezeire, de starea lui, Duhul Sfânt este prezent în viața oricui, încercând prin mijloacele pe care el le consideră potrivite
să atragă interesul oamenilor către Dumnezeu. Mai mult decât atât, am vorbit ocazia trecută despre cele două dimensiuni în care Duhul Sfânt se manifestă. Ploaia timpurie și ploaia târzie. Acestea nu sunt doar două etape ale revărsării Duhului Sfânt, ci sunt și două acțiuni specifice cu rezultate concrete pe care planul de mântuire le are în vedere pentru transformarea caracterelor oamenilor. Amintim acum faptul că scopurile ploii timpurii și fac o paranteză, reamintind faptul că ploaia timpurie este numită așa pentru că este luată o ilustrație din zona Palestinei. În culturile cerealiere, în perioada de după semănat, imediat după semănat, este un anotimp ploios. Se numește ploaie timpurie în regiunea aceea Palestinei și ploaia aceasta are darul de a face ca bobul de grâu semănat în pământ să absoarbă apă dublu cantitatea sa în greutate și cantitatea aceasta să fie suficientă pentru toate reacțiile din interiorul bobului pentru a germina. Ploaia timpurie are efect de încolțire a seminței. Sămânța este un simbol al adevărului biblic. Odată încolțită sămânța în sufletul unui om, ea trebuie să crească și în același timp trebuie să-și înfigă rădăcinile adânc în cunoașterea lui Dumnezeu, în experiența cu Dumnezeu. Ca urmare, dezvoltarea unei plante în urma ploii timpurii este atât în experiența cunoașterii lui Dumnezeu, cât și în trăirea vieții de credință, manifestându-se în mod evident în trăirea zilnică a vieții celui care a primit sămânța aceasta, care a primit adevărul. Sămânța de grâu este un simbol al adevărului biblic. Mai mult decât atât, ploaia timpurie este modul în care Duhul Sfânt face să crească adevărul în sufletul omului care l-a primit, să se manifeste în mod exterior prin închinare, așa după cum firul de grâu crește, etalându-și frunzele, crescând mai departe și dezvoltând inflorescența, spicul. Ploaia timpurie sau prima fază a Duhului Sfânt în viața fiecărui om credincios este lucrarea cuvântului lui Dumnezeu în inima respectivului, urmărește manifestarea acestui adevăr prin modul de închinare publică, prin trăirea reală a învățăturilor biblice cu privire la timpul de închinare, la locul de închinare, la modul de relaționare cu Dumnezeu și efectul ploii timpurii durează până la formarea caracterului. Spicul din vârful unei plante de grâu, spicul acela cu boabele formate, reprezintă un simbol al caracterului unui om creștin. Și vorbim aici de caracterul unui om creștin despre care Biblia vorbește că este nevoie să aibă roada Duhului Sfânt. Am vorbit data trecută despre roada Duhului Sfânt și aceasta este lucrarea ploii timpurii. În momentul în care se realizează aceste elemente, componente ale roadei Duhului Sfânt,
Atunci urmează cea de-a doua etapă a Duhului Sfânt ca o măsură bogată, ca o măsură suplimentară a Duhului Sfânt, numită ploaia târzie, care nu are darul să formeze alte elemente și altceva în caracterul omului. Nu mai formează, ci maturizează, desăvârșește, coace. În sensul acesta, transformarea caracterului unui om trebuie să se realizeze în prima măsură sau în prima fază a Duhului Sfânt. Și urmărim acum scopurile ploii timpurii. Oricare dintre noi am primit o măsură mai bogată sau mai slabă a Duhului Sfânt, numită ploaia timpurie. În măsura în care se valorifică, se înțelege și se consideră importantă înțelegerea Duhului Sfânt ca ploaie timpurie, în aceeași măsură Duhul Sfânt lucrează, dezvoltă caracterul omului. Dacă omul nu înțelege și dacă nu îl interesează lucrarea Duhului Sfânt în viața sa, el se va împotrivi, va amâna și în timpul acesta perioada de influență a Duhului Sfânt nu-și are efectul în transformarea caracterului unui om. Ca urmare, omul ratează roada Duhului și el rămâne, poate să rămână un credincios formal, dar care nu este transformat de către Duhul Sfânt. Și dacă vreți, aceasta este imaginea unui creștinism social. Vedem astăzi lumea creștină care se bate în piept că este creștină, dar care nu are niciun pic de evlavie, care nu are o cunoaștere despre Dumnezeu, care nu are nicio legătură în închinarea pe care o aduce cu Dumnezeul adevărat și care doar caută aspecte care să fie avantajoase, atât politice cât și economice, din aspectul religios al unei biserici creștine. Ca urmare, ploaia timpurie, adică prima fază a Duhului Sfânt, este cea în care noi ne găsim astăzi. Orice om este cercetat, căutat și binecuvântat de Duhul Sfânt în efectul acesta care se numește ploaie timpurie. Duhul Sfânt este dat pentru ca să se cunoască în dreptul fiecărui om adevărata starea sa. Vă aduceți aminte că înainte de a-L cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, imaginea de sine era una bazată pe comparația cu oamenii necredincioși, cu oamenii atei. Noi credeam că stăm bine. Am avut o dată o evangelizare publică. Erau foarte mulți oameni, era undeva o localitate de țară, deși era aproape de oraș. Oamenii lucrau la câmp atunci. Și am vorbit de pildă la un moment dat despre porunca să nu furi. Și adresându-mă oamenilor care erau în sală, i-am întrebat dacă este păcat să furi. Răspunsul lor, erau toți creștini, răspunsul lor a fost unanim. Nu e păcat să furi de la stat. Este păcat să furi de la oameni. Și am spus, care este diferența? Că furi de la stat sau că furi de la oameni? Răspunsul lor a fost și mai șocant. Păi și statul ne fură, pentru că muncim aproape pe degeaba. Și atunci dacă statul ne fură, trebuie să furăm și noi de la el. Aceasta însemnând că oamenii aceștia
Dacă i-aș fi întrebat, sunteți niște creștini buni? Sunteți niște oameni de treabă? Sunteți niște credincioși adevărați ai lui Dumnezeu? Oamenii aceștia ar fi spus cu siguranță că noi nu furăm de la oameni, noi doar furăm de la stat. Ei bine, aceasta este lipsa Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt ne ajută să ne cunoaștem adevărata stare, slăbiciunile noastre în fața ispitelor, defectele de caracter. Duhul Sfânt ne ajută să cunoaștem păcatele făptuite în mod conștient sau inconștient. Pentru că Domnul Iisus spunea că atunci când va veni Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Adică Duhul Sfânt ne vorbește prin conștiința noastră, atrăgându-ne atenția că defectele noastre de caracter nu sunt corespunzătoare. Tipul atunci când citim Sfânta Scriptură și observăm care este modelul Domnului Iisus de viețuire. Când ne comparăm cu El, Duhul Sfânt ne atrage atenția că nu suntem în regulă. Că aceasta nu este potrivită și pentru noi ca manifestare, așa cum are Domnul Iisus. În al doilea rând, ploaia timpurie are rolul de a ne ajuta să ne întoarcem la Dumnezeu. Duhul Sfânt ne ajută să ne mărturisim păcatul, dar și să-l părăsim. Observați, dacă prima lucrare a Duhului Sfânt este să îți descopere starea în care te găsești, să-ți spună diagnosticul. A doua atitudine sau a doua etapă a Duhului Sfânt este aceea de a te determina să mărturisești păcatul, să-l recunoști și să-l părăsești. Degeaba te duci la cel mai bun doctor dacă spune diagnosticul. El trebuie să-ți dea și rețeta. Un bun diagnostician are și rețeta cea mai bună. Dar dacă diagnosticul este greșit și rețeta nu te va ajuta la nimic, ca urmare Duhul Sfânt, întâi îți arată slăbiciunile, îți arată păcatele, te conștientizează că ești un om păcătos. Nu ești așa cum ar trebui să fii. Ne ajută să ne întoarcem la Dumnezeu, dar cum să ne întoarcem la Dumnezeu? Doar să-i spunem, Doamne, Doamne? Doar să plătim pentru păcatele noastre și să ne vedem mai departe de plăcerile obișnuite și păcătoase? Nu! Duhul Sfânt ne învață să mărturisim păcatul și ne învață să-l și părăsim. Aceasta este lucrarea pe care Duhul Sfânt o face astăzi în viața noastră. Prin faptul că suntem astăzi aici și acum, este dovadă că Duhul Sfânt n-a convins doar lumea că este vinovată, ci ne-a convins și pe noi. Și suntem aici într-o cercetare a vieții noastre. Ajungem și în rugăciunile noastre ne mărturisim păcatul. Și avem și dorința să părăsim păcatele acelea. Apoi, Duhul Sfânt ne ajută să ne predăm cu totul voinței lui Dumnezeu. Este foarte important și subliniez cu totul voinței lui Dumnezeu. Pentru că pentru mulți oameni, Satana are o capcană favorită și ei se mulțumesc doar cu o formă superficială a relației cu Dumnezeu. De pildă, mulți oameni se duc la biserică, dar gândurile lor sunt în altă parte. Mulți oameni trec pe lângă biserică, se închină când trec pe lângă biserică, dar, din nefericire, spun dureros, am văzut oameni care și-au schimbat țigara
din mâna dreaptă în mâna stângă ca să poată să facă semnul crucii, pentru că treceau pe lângă biserică. Aceasta nu este o predare cu totul a lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne arată ce mai avem păstrat pentru păcat în viața noastră, ce mai folosim și pentru egoismul nostru, pentru firea noastră. Și Duhul Sfânt ne cere să-i dăm totul, totului tot lui Dumnezeu. Apoi, ploaia timpurie, efectul Duhului Sfânt, ne ajută să obținem biruința deplină asupra oricărui păcat. Biruința deplină înseamnă să nu mai există plăcere pentru păcat. Biruința alternativă sau biruința facultativă este doar atunci când ne speriem. Biruința facultativă este doar atunci când ne vede cineva, doar atunci când credem că am pierde ceva dacă am face păcatul acela. Sau poate că ne-ar fi rușine dacă s-ar auzi. Biruința deplină înseamnă că ești mort față de păcatul acela. Puneți pe coșciugul unui om fumător care a fumat toată viața lui 2-3 pachete de țigări și nu putea să trăiască fără țigări. Când este în coșciug, puneți-i un pachet de țigări și bricheta alături și vedeți câte țigări va fuma omul acela care este în coșciug. Răspunsul? Niciuna. Deoarece? De ce? Pentru că omul acela este mort. Nu mai are nicio legătură cu ceea ce i-a plăcut toată viața și poate că chiar l-a ucis. Atunci când biruința este deplină asupra păcatului tău, nu mai ai nicio satisfacție, nu mai ai nicio plăcere pentru absolut niciun păcat. Pentru că devii mort față de păcatul acela. Era ușor să te provoace cineva, jignindu-te sau creind anumite situații. Știa cum vei reacționa. Dar când ai ajuns cu biruința deplină asupra nerăbdării, asupra supărării, asupra mândriei, atunci reacția va fi cu totul și cu totul diferită. Și biruința aceasta deplină nu trebuie să fie doar pentru păcatele acelea publice, ci biruința trebuie să fie deplină pentru păcatele ascunse ale inimii noastre. Pentru că fiecare om are păcate ascunse pe care numai Dumnezeu le cunoaște. Un creștin care păstrează păcatele ascunse devine un păcătos rafinat. El are un comportament frumos, ireproșabil, este moral, este religios, dar nu este spiritual. Pentru că păcatul trebuie să fie osândit și trebuie să fie eradicat, trebuie să fie șters din minte, din gânduri, din privire, din trăire. Acum este momentul în care să se facă lucrul acesta. Și vă rog, nu amânați, pentru că este timpul ploii timpurii. Dacă ați simțit în suflet ceva care s-a îndreptat spre păcatele acelea tainice, pe care numai tu le știi. Aceasta este dovada că Duhul Sfânt te cercetează acum. Este dovada că Duhul Sfânt vrea să mărturisești păcatul acela, vrea să-l părățești și vrea să îți dea biruința deplină. De ce este nevoie de biruință deplină asupra oricărui păcat? Deoarece Dumnezeu nu poate să trimită plinătatea Duhului Sfânt într-o inimă necurată, nu într-o religie ideală, pentru că Duhul Sfânt nu vine peste religia ta, ci vine peste inima ta. Și inima este locul în care Dumnezeu dorește să fie stăpân. Dar ca să fie stăpân,
inima trebuie să fie curățită de orice păcat. Pentru că Dumnezeu nu dorește rivali. Inima împărțită, cu plăceri pentru păcat și cu plăceri pentru Dumnezeu, nu va rezista multă vreme și se va împărți. Spre deosebire de ploaia timpurie, acum ne uităm la ploaia târzie. Ploaia târzie este revărsarea abundentă a Duhului Sfânt. Nu ne este dată pentru a ne ajuta să biruim păcatul. Pentru că biruința păcatului aparține ploii timpurii. În agricultură, ploaia târzie nu cade pentru producerea germinării semințelor, ci pentru a grăbi coacerea recoltei. Se numește umplerea bobului. Când plouă în luna mai, se umflă bobul de porumb. Dar ca să ajungă acolo, porumbul trebuie să crească deja. Trebuie să aibă plantă, trebuie să aibă, să fie planta, să facă știuletele, să aibă rădăcinile, să aibă boabele formate. Pentru că ploaia aceea degeaba vine dacă nu este formată, dacă nu este formată boaba în știuletele de porumb. Ploaia târzie a Duhului Sfânt va fi dat bisericii nu pentru a produce nașterea din nou a credincioșilor, ci pentru împlinirea misiunii bisericii, care înseamnă vestirea Evangheliei. Se numește întreita solie îngerească. Ca urmare, există mulți credincioși, din nefericire auto-înșelați, care cred că atunci când va veni revărsarea Duhului Sfânt, viața lor va fi schimbată. Se vor trezi dimineața că nu mai sunt răi, că nu mai au plăcere pentru păcate, că se vor ruga mai mult. Nu e adevărat. Ploaia târzie, când revărsarea Duhului Sfânt va veni, nu schimbă caracterul, doar ți-l definitivează, ți-l desăvârșește, ți-l maturizează, dar el este deja format. De aceea ploaia târzie va cădea doar peste cei credincioși care au biruit în mod deplin orice formă de păcat. Adică acelor care s-au lăsat transformați de ploaia timpurie a Duhului Sfânt. Acum este timpul ploii timpurii. Acum este timpul când Duhul Sfânt vrea să ne transforme caracterul. Vă rog, nu vă împotriviți. Nu amânați. Pentru că mai târziu vom regreta dacă vom face lucrul acesta. Ploaia târzie aduce poporului lui Dumnezeu la o deplină maturitate. Prin maturitate nu trebuie înțeleasă biruința deplină asupra păcatului, pentru că aceasta este lucrarea ploii timpurii. Maturizarea spirituală constă în întărirea și statornicirea caracterului omului. Ceea ce este la noi deficient astăzi este lipsa de statornicie. Dificultatea noastră este că nu suntem statornici în ascultare. Suntem convinși că așa este. Uneori facem eforturi și reușim să ascultăm de Dumnezeu. Dar după aceea privim cu mai puțină atenție, suntem nepăsători, credem că uneori păcatul mai este permis, poate nu în forma vizibilă, dar așa, să mai guști din el. Duhul Sfânt ne ajută la biruință deplină, iar ploaia târzie ne ajută la statornicire. Dacă este ceva asupra căruia trebuie să privim cu atenție,
este lipsa aceasta de hotărâre fermă în fața ispitelor. De aceea Dumnezeu spune în Sfânta Scriptură că are să ne dea un duh nou și statornic. Duhul nou înseamnă o minte nouă, o înțelegere nouă. Iar Duhul statornic înseamnă convingerea că nu trebuie să mai păcătuim niciodată. Convingerea că Dumnezeu ne poate da biruință în fața fiecărei ispite. Ploaia târzie nu aduce biruință asupra păcatului. Ea întărește, consolidează biruința deja obținută asupra păcatului. Această lucrare a maturizării caracterului, a desăvârșirii caracterului, va fi recunoscută prin sigilarea Duhului Sfânt. Și această maturizare va continua la închiderea Harului, atunci când cei sigilați de către Duhul Sfânt vor trăi fără mijlocitor. Și ei vor arăta întregului univers că se poate păzi legea lui Dumnezeu, așa cum a făcut Domnul Iisus, printr-o dependență totală și profundă de ascultarea legii. Va veni vremea marei strâmtorări, în timp în care vor fi revărsate plăgile peste pământul acesta. Și numai acei oameni care acum, în timpul ploii timpurii, au biruit orice păcat, doar aceia vor fi sigilați prin ploaia târzie a Duhului Sfânt. Doar aceia vor putea să treacă biruitori prin marea strâmtorare, atunci când Iisus Hristos nu mai poate să ierte păcatele, pentru că a ieșit din sanctuarul ceresc. Ca urmare, lucrul pe care trebuie să-l înțelegem este că ploaia târzie nu schimbă caracterul nimănui. Acum este timpul schimbării caracterului nostru. Acum este timpul nașterii din nou. Acum este vremea pocăinței cu adevărat. Nu mai târziu. Ploaia târzie fixează caracterul acesta, îl definitivează, îl face statornic, ca să nu mai funcționeze caracterul nostru circumstanțial, așa cum apare astăzi, așa cum, din nefericire, mai manifestăm caracterul nostru față de ispite, după împrejurări. Dacă nu mai poți să rabzi, crezi că este justificat să asculți de ispită dacă te îmbolnăvești. În realitate, ispita ascultată te îmbolnăvește. Nu împotrivirea ispitei îți aduce suferința. Ploaia târzie sigilează poporul lui Dumnezeu, făcând permanentă experiența de biruință asupra păcatului din timpul ploii târzii. Și dacă privim acum în ansamblu spre aspectul colectiv al Bisericii lui Dumnezeu, ploaia târzie împuternicește Biserica lui Dumnezeu să rostească ultima solie de har și de pocăință adresată lumii. Această ultimă solie se numește întreita solie îngerească, despre care am vorbit în săptămâna aceea de rugăciune. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui. Închinați-vă Creatorului. Este ultima solie de har. A căzut Babilonul, spune al doilea înger. Și cel de-al treilea înger vorbește despre semnul lui Dumnezeu, sabatul și semnul fiarei, o altă zi, în afară de ziua șaptea. Aceasta este ultima solie de har. Uitați-vă cu atenție în lume. Este un stadiu avansat al pregătirii. Lumea este pregătită să impună respectarea unei zile de odihnă,
justificată de familie, justificată de natură, de ecologism, de odihna pământului. Ultima solie de har vorbește despre închinare, închinarea adevărată a lui Dumnezeu. Ploaia timpurie ne pregătește pentru momentul acela și când va veni revărsarea Duhului Sfânt în măsura ploii târzii, atunci, cu prioritate, mesajul acesta va fi transmis de către oamenii care formează Biserica lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, ploaia târzie pregătește biserica, vorbesc de Biserica lui Dumnezeu. Nu o denumesc, pentru că ea este denumită în Apocalipsa. Este biserica în care se găsesc cei care păstrează poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Biserica aceea în care se găsește răbdarea sfinților va fi pregătită de către Duhul Sfânt să reziste în timpul revărsării celor 7 plăgi finale, atunci când oamenii nu vor mai avea nicio protecție, fără har, fără mijlocire, fără vindecare. Și pentru că privim într-o ordine oarecum cronologică etapele acestea, ploaia târzie pregătește biserica să-L întâlnească pe Mântuitorul. Biserica îl așteaptă pe Hristos, un om credincios care nu-L așteaptă pe Domnul său. Nu este cu adevărat credincios. Degeaba este credința dacă nu se manifestă în așteptarea Mântuitorului tău. Și pentru că întâlnirea cu Domnul Iisus la revenirea Lui înseamnă să locuiești veșnic în prezența unui Dumnezeu Sfânt, ploaia târzie, care a recunoscut caracterul transformat, care a dezvoltat roada Duhului în ființa unui om sigilat. Atunci, un astfel de om poate să trăiască în prezența lui Dumnezeu. Priviți, vă rog, aspectele acestea într-o formă oarecum cronologică. Mai întâi, este ploaia timpurie care ne determină la transformarea caracterului. Este momentul în care trebuie să facem o cercetare a gândurilor noastre, a plăcerilor noastre, a preocupărilor noastre. Și trebuie să renunțăm la tot ceea ce este păcătos, ceea ce numai noi știm și ceea ce Dumnezeu știe. Trebuie să ajungem la o experiență biruitoare asupra păcatului, definitivă biruință. Apoi, eliberați de robia aceasta a păcatului tainic. Vom întâlni oamenii aceia care, ca și noi, au fost transformați și schimbați de către lucrarea Duhului Sfânt. Și vom fi împreună o grupă pe care Dumnezeu o numește poporul meu, căreia Dumnezeu îi va da ultima solie, conștienți fiind oamenii din această grupă, că este timpul final și transmit cu bucurie vestea bună, cu prioritate pentru viața lor. O transmit tuturor oamenilor, fără jenă, fără piedică, fără să aibă altă prioritate. În felul acesta va veni persecuția. Dar Duhul Sfânt a pregătit Biserica lui Dumnezeu pentru timpul persecuției, pentru timpul strâmtorării. Cei sigilați sunt protejați de Dumnezeu în timpul plăgilor, iar revenirea Domnului Iisus nu îi aleargă pe cei sigilați la munți și la stânci să se roage să cadă peste ei, ci privesc spre Domnul, întinzând brațele, și spunând, acesta este Mântuitorul, l-am așteptat,
V-am spus despre El. El este Cel care trebuia să vină și noi știam că vine. În felul acesta, Domnul Iisus îi recunoaște pentru că sunt ai Lui și vor rămâne alături de ei. Aceasta este lucrarea pe care Duhul Sfânt, în măsura bogată a ploii târzii, desăvârșește caracterul. În perioada aceasta nu se mai formează caracter. El este deja făcut. Este doar definitiv. Este doar maturizat. Și este doar recunoscut de către Dumnezeu. Este în mod clar prezentat în Sfânta Scriptură faptul că Dumnezeu nu poate oferi plinătatea Duhului Sfânt unor creștini superficiali. Și aici vreau să mă opresc și să spun că sunt lucruri, foarte multe lucruri, pe care Dumnezeu le dă și oamenilor care nu le cer. Sunt oameni care nu-i cer lui Dumnezeu pâine și Dumnezeu le dă pâine. Sunt oameni care nu-i cer lui Dumnezeu sănătate, îl înjură de fapt. Și Dumnezeu le dă sănătate oamenilor. Sunt oameni care nu-i cer lui Dumnezeu să-i protejeze și Dumnezeu îi apără. Da, sunt lucruri pe care Dumnezeu le dă fără să fie cerute, datorită providenței, adică datorită purtării de grijă pe care Dumnezeu ca tată o are pentru copii. Însă, sunt și lucruri pe care Dumnezeu nu le dă celor care nu le cer. Și printre aceste daruri este Duhul Sfânt. Dacă Duhul Sfânt nu este cerut, El nu poate să fie dat, pentru că nu este prețuit. Duhul Sfânt este persoană și are bunul simț de a nu intra acolo unde nu este invitat. Sunt oameni care intră buzna neinvitați. Duhul Sfânt nu este așa. Dacă îl inviți pe Duhul Sfânt, dacă ai pregătită inima, dacă îți rezervi timp pentru El, dacă crezi în prietenia pe care El dorește să o dezvolte cu tine, atunci Duhul Sfânt vine în viața ta. Dar fără să-L rogi, fără să-L inviți, Duhul Sfânt nu vine. De aceea, creștinii superficiali, care doar trăiesc prin niște semne, care doar vorbesc, Doamne, Doamne, și spun niște cuvinte învățate pe de rost, Duhul Sfânt nu va veni peste creștinii superficiali. Vă rog, verificați-vă viața de credință. Rugați pe Duhul Sfânt să vă arate cât de profundă este viața de credință. Pentru că starea de superficialitate nu-l deranjează pe Satana. Avem nevoie de profunzime. Doar atunci Satana este supărat pe noi. Când vede că luăm în serios mântuirea, când vede că pregătirea noastră este una profundă, atunci el știe că Duhul Sfânt va veni și caută să ne împiedice. Vor primi Duhul Sfânt doar cei care doresc să lucreze pentru Dumnezeu, făcând tot posibilul de a-L mărturisi pe Domnul Hristos. Refuzul de a mărturisi adevărul ne descalifică de la privilegiul de a primi ploaia târzie a Duhului Sfânt. Și vreau să fac o precizare. Există o singură dovadă evidentă a posibilității de a te verifica pe tine însuți dacă ești convertit cu adevărat sau dacă convertirea ta este superficială sau falsă. Și această singură posibilitate de testare este dispoziția de a spune și altora despre Domnul Iisus. Dacă simți în sufletul tău bucuria, în același timp neliniștea, ca ceea ce ai aflat despre Dumnezeu, să spui și celor care sunt aproape de tine, să îi ajuți și pe ei să afle despre ceea ce Duhul Sfânt ți-a descoperit ție,
despre liniștea pe care tu o ai, despre împlinirea aceea a speranței în Dumnezeu. Dacă simți lucrul acesta cu adevărat și îl faci nu ca să fii aplaudat, îl faci nu ca să fii recompensat, îl faci doar de dragul lui Hristos, doar pentru că ești recunoscător și nu poți să faci altfel, devine prioritate, atunci ești cu adevărat convertit. Dacă însă, după ce te-ai botezat, dacă după ce ai încheiat legământ cu Dumnezeu acum 10 ani sau 15 sau 50 și totuși ai aceleași preocupări, ai aceleași plăceri, dacă spui aceleași minciuni, dacă ai aceleași planuri viclene, nu este prioritate mărturisirea Domnului Hristos, ci este etalarea personală. Și atunci, viața ta spirituală s-ar putea să fie superficială. Și ajung aici la un element extrem de important. Păcatul cultivat. Păcatul cultivat este cel pe care îl păstrezi, îl îngrijești și îl hrănești. Chiar dacă pe ascuns, chiar dacă uneori, din când în când, chiar dacă în taina sufletului tău, orice păcat cultivat va neutraliza întreaga putere a Evangheliei. Toată puterea lui Dumnezeu, enorma dragoste a Domnului Iisus, jertfa lui enormă, nu au niciun efect atâta vreme cât un om alege să cultive un păcat. Păcatul cultivat nu este păcatul spontan, nu este păcatul pe care îl faci din neatenție. Păcatul care te ia gura și ai spus ceva fără să te gândești. Păcatul cultivat este cel pe care îl planifici. Este cel asupra căruia privești cu satisfacție. Îl analizezi, îl aranjezi, îl cizelezi, îl dezvolți. Păcatul acesta face ca întreaga Evanghelie să fie neutralizată, să fie anulată. Dacă vreți un exemplu, să vă cutremurați de asemănare, este Iuda. Prieteni, Iuda, ucenicul Domnului Iisus, a avut un păcat pe care l-a cultivat și aceasta se numea mândrie. Orgoliul lui Iuda l-a determinat să păstreze în sufletul său lăcomia de bani. Și toată dragostea Domnului Iisus, toată mângâierea palmelor sale la momentul spălării picioarelor, toată declarația publică, tu ești cel care mă vinzi, nu a avut niciun efect, pentru că Iuda cultiva păcatul acela, îl hrănea cu orgoliile sale. Vrei să te gândești dacă ai vreun păcat cultivat? Este vreun păcat la nivelul gândurilor la care nu vrei să renunți? Este vreun păcat la nivelul sentimentelor care îți place atât de mult încât cu orice risc nu ești dispus să renunți la el? Duhul Sfânt ți-l arată. Acela este. Orice păcat cultivat anulează întreaga putere a Evangheliei. Un singur defect cultivat și nebiruit
îl va face pe om nedesăvârșit, închizându-și singur drumul spre împărăția lui Dumnezeu. Ploaia Duhului Sfânt, ploaia timpurie a Duhului Sfânt, este degeaba. Pentru că Duhul Sfânt nu-ți va smulge plăcerea aceea. El doar te va ajuta să renunți la ea, oferindu-ți altă plăcere, numită ascultarea de Dumnezeu. Plăcerile păcătoase se anulează doar prin plăceri, prin ascultarea de Dumnezeu. Nicio soluție nu este altfel funcțională decât așa. Schimbați-vă plăcerea de la plăcerea păcatului la plăcerea ascultării de Dumnezeu. Doar așa este vindecarea. Condițiile primirii ploii târzii. Ploaia târzie a Duhului Sfânt nu va fi primită de creștini doar pe motivul că aceștia au luat asupra lor numele lui Hristos. Înscrierea numelui într-un registru, apartenența de orice biserică, indiferent cum se numește, nu garantează nimănui că va primi Duhul Sfânt. La fel după cum faptul că erau tăiați împrejur, evreii n-au scăpat de blestemul pe care și l-au cerut răstignindu-l pe Domnul Hristos. Noi trebuie să devenim oameni schimbați prin cunoașterea, dar și prin trăirea adevărului biblic. Aceasta este ordinea. Întâi trebuie să cunoaștem. Și cu cât vom cunoaște, cu atât ne va plăcea mai mult. Și apoi ceea ce cunoaștem, vom trăi adevărul biblic. Trebuie să devenim creștini biruitori asupra păcatului prin predarea sufletelor noastre Domnului Hristos. Predarea aceasta este destul de greu de înțeles de către foarte mulți. Ea nu înseamnă nimic altceva decât să ai acceptul voinței tale de a trece de partea lui Dumnezeu. Nu înseamnă efort, înseamnă doar să vrei să treci de partea lui Dumnezeu. Înseamnă acceptarea la nivelul minții că ești de acord să asculți de Dumnezeu. Să vrei să faci lucrul acesta. Restul face Dumnezeu, pentru că acesta este primul pas pe care tu trebuie să-l faci. Apoi, ca să primim ploaia târzie, noi trebuie să devenim niște creștini care trăim în armonie unii cu alții. Duhul Sfânt nu poate să vină la creștini care cultivă vrajba. Creștini invidioși, creștini geloși, creștini bănuitori de rele. Ai trecut pe lângă cineva, pe lângă un grup și ai observat că au tăcut atunci când ai trecut tu. Despre ce crezi că vorbeau ei? Nu? Aceasta este o bănuială. Pentru că este posibil ca pur și simplu prezența ta să le transmită momentul de încheiere a discuției. De ce să bănuiești doar lucrurile rele atunci când cineva se uită sau nu se uită la tine? Duhul Sfânt nu poate veni la creștinii care cultivă vorbirea de rău, bârfa. Este distrugătoare de suflete. Trebuie să devenim oameni ai rugăciunii, rugându-ne la fel de călduros pentru revărsarea Duhului Sfânt, ca și ucenicii înainte de cinzecime. Rugăciunea trebuie să devină o parte reală a comunicării cu Dumnezeu. Ploaia târzie nu va fi revărsată asupra unor oameni indolenți. Doar viața celor care s-au angajat în mod activ în lucrarea lui Dumnezeu, potrivit cu cele mai bune capacități ale lor, viața acestora va avea binecuvântarea făgăduinței.
trebuie să devenim creștini cumpătați. Și aceasta este o problemă destul de delicată. Dezvoltarea caracterului este strâns legată de obiceiurile noastre și de stilul nostru de viață. Noi suntem influențați de reclame, aici și acum. Trăiește clipa, îți distruge răbdarea. O persoană necumpătată nu poate să ajungă niciodată asemenea Domnului Hristos. Dumnezeu nu poate oferi plinătatea Duhului Sfânt unui om care cu bună știință își slăbește mintea și corpul prin obiceiuri nesănătoase. Nu tot ceea ce îți place îți face și bine. Unele lucruri Dumnezeu le-a interzis nu pentru că sunt rele, ci pentru că a vrut doar să te învețe stăpânirea de sine. Este imposibil ca un om să se lase în voia poftelor și patimilor decăzute, să fie învins de aceste pofte și să ajungă la desăvârșirea cerută de Dumnezeu. Întotdeauna, pofta și patimile blochează drumul ascultării și al transformării și al nașterii din nou. Știți că, aparent, justificata poftă, mi-a fost poftă, este cea care blochează foarte mult ascultarea și nașterea din nou. Pentru că pofta este cea care vorbește foarte mult despre caracterul tău. Cei pofticioși ar putea să facă din plăcerea lor un idol. Și lucrul acesta este destul de periculos. Este timpul să devenim oameni care îl iubesc pe Domnul Iisus, dovedind aceasta prin ascultarea, așa cum cere El. Și Domnul zice, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Pregătirea pentru primirea ploii târzii implică mai multe aspecte. Mai întâi renunțarea la lucrurile de mică importanță și acordarea priorității lucrurilor urgente și de maximă importanță. Trebuie să știm că dacă ar fi să privim într-o analiză așa destul de atentă viața noastră, vom descoperi o mulțime de lucruri care nu mai au valoare, dar care se găsesc în casa noastră. Le ținem acolo. Știți că mulți oameni, când nu mai au ce face cu unele obiecte, le duc în pod sau le duc în beci sau le duc într-o magazie. V-ați gândit vreodată de ce lucrurile care nu se mai fac trebuință le duci în pod? Pentru că nu le mai folosești niciodată. Câte vechituri sunt în pod? Câte lucruri nefolositoare sunt în beci sau într-o magazie? Aceleași lucruri le găsim și în viața noastră, în preocupările noastre, în frământările noastre. Lucruri de mică importanță, care n-au valori. Acestea ne ocupă timp și ne frământăm cu privire la ele, în timp ce ar trebui ca lucrurile urgente și de maximă importanță să fie prioritare. Este timpul să renunțăm la orice compromisuri ale vieții, pentru că trebuie să dedicăm mai mult timp pregătirii noastre sufletești. Pregătirea începe cu fiecare individ. Rugăciune și consacrare. Și apoi începem biruința deplină asupra păcatului. Dacă nu înțelegem că fără rugăciune nu se poate schimba caracterul nostru, nu vom realiza niciodată nimic și vom eșua într-un mod descurajant. Rugăciunea
și vegherea. Rugăciunea și consacrarea înseamnă rugăciunea și vegherea. Trebuie să fim atenți la ceea ce îi cerem lui Dumnezeu. Pentru că în felul acesta biruința este asigurată. Atenție la modul în care mulți putem să fim înșelați, și anume, iertarea păcatelor, care este doar o jumătate de Evanghelie. Unii cred că Harul vorbește doar despre iertarea păcatelor. Nu! Harul, Apostol Pavel scrie în Noul Testament către Tit 2:11, Harul ne învață să o rupem cu păgânătatea. Harul nu este doar pentru iertarea păcatelor. Harul este și pentru puterea de a nu mai păcătui. De aceea, cine crede că trebuie să se roage doar pentru iertare, dar să nu se roage pentru puterea de a birui păcatul, greșește și niciodată nu va avea caracterul transformat. Da, moartea Domnului Hristos acoperă păcatele trecutului, însă scopul planului de mântuire nu este doar acesta. Moartea Domnului Iisus urmărește o transformare completă, adică o refacere a chipului lui Dumnezeu. Și aceasta înseamnă biruința asupra oricărui păcat, pentru că viața omului să fie o viață sfântă. O viață sfântă înseamnă o viață diferită, altfel decât cea de mai înainte. De ce să biruim orice păcat? Motivul care trebuie să stea la bază este pentru că îl iubim pe Dumnezeu. Și pentru că știm că numai așa îi vom plăcea Lui. Dacă iubesc și un păcat, aduceți-vă aminte că Dumnezeu se declară în porunca a doua un Dumnezeu gelos. Iar Domnul Iisus spune, dacă mă iubești, vei păzi poruncile mele. Este vorba aici despre cele 10 porunci. Este singura modalitate prin care îi arăt lui Dumnezeu și demonstrez și mie că îl iubesc. Nu este doar de ajuns să-i cânt, ci vreau să-i cânt. Nu este suficient să-i spun, Doamne, Doamne, ce mult te iubesc, dar fac și ce-mi place câteodată. Nu. Trebuie să biruiesc orice păcat, pentru că doresc să fiu asemenea lui Iisus în caracter. Și dacă este ceva ceea ce mi-am propus anul acesta, și vă rog, dacă vreți, ca împreună să-l facem, este să ne asemănăm cu Domnul Iisus în caracter. În fiecare zi, verificați-vă asemănarea comportamentului cu ceea ce ar fi făcut Iisus în împrejurările vieții prin care am trecut. Vreau să fiu ca El. Și dacă vreți, putem să fim împreună. De aceea trebuie să biruiesc orice păcat. Domnul Iisus n-a avut niciun păcat. De aceea nu pot să păstrez un păcat pentru mine și să cred că semăn cu El. Apostolul Pavel spune, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și a câștigat. Și a de acum la scaunul, la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Da, pentru a birui orice păcat, poate că este nevoie să suferi. Este nevoie să fii disprețuit. Dar așa a fost și El. Așa a făcut și Domnul. În cauza aceasta, trebuie să privești lucrurile așa cum sunt. Și trebuie să biruim orice păcat. Pentru că eu vreau, și poate că vreți și voi, să facem parte din grupa celor care vor fi mântuiți. Pentru că aceia nu vor avea păcat. Poate că în suflet
ai simțit dorința de a birui orice păcat, dar te gândești la slăbiciunile pe care le ai. Este posibilă totuși biruința deplină asupra păcatului? Nu este doar o utopie? Biblia spune nici de cum. Mântuitorul ne promite. Ne promite că ne va da moștenirea biruinței lui depline asupra oricărui păcat. Vă rog, dacă n-ați reținut până acum prea multe, rețineți măcar acest lucru. Este cel mai important element din tot ceea ce am spus până aici. Domnul Iisus ne-a promis că ne dă moștenirea biruinței Lui asupra oricărui păcat din viața noastră. Această făgăduință, păstrați-o și duceți-vă la El în seara aceasta când vă veți ruga. Mâine când vă veți trezi, spuneți-i despre aceasta. El a promis. Apostolul Pavel spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Și dacă credeți că lucrul acesta se întâmplă, atunci ceea ce așteaptă de multă vreme Duhul Sfânt se poate împlini. Într-o zi, în perioada Noului Testament, Duhul Sfânt a vorbit ucenicilor și a zis, puneți-mi deoparte pe unul sau pe altul, pentru că i-am ales pe Ștefan, pe diaconi și pe alții. Puneți-mi deoparte pentru lucrarea pe care i-am chemat. Ce credeți? Ar putea ca astăzi Duhul Sfânt să spună, puneți-mi deoparte pe Ciprian, pe Gina, pe Mirela. Credeți că ar putea să zică Duhul Sfânt în dreptul nostru așa? Ar fi ceva care l-ar împiedica pe Duhul Sfânt să te pună deoparte? Este vreun păcat la care nu vrei să renunți? Dacă Duhul Sfânt ți-ar spune, vreau să te pun deoparte pentru că am o lucrare deosebită pentru tine. Vrei să-L asculți? Astăzi, Duhul Sfânt ne îndreaptă atenția la cel mai mare dar al iubirii pe care Dumnezeu l-a oferit. Ne îndreaptă atenția spre Fiul Său. Vrei să-L primești? El îți dă moștenirea biruinței pentru orice păcat. Dacă vreți lucrul acesta și dacă ați și simțiți în suflet ceva ceea ce înseamnă frământare, dorință, pentru că nu putem să ne rugăm cu toții, aș vrea ca imediat în momentul în care vom încheia înregistrarea, fiecare dintre noi să ne rugăm în gândul nostru la Dumnezeu. Spuneți-i în taină ceea ce vreți să-i spuneți lui Dumnezeu cu privire la Duhul Sfânt, la ceea ce ați înțeles. Și dacă vrei să-L asculți pe Duhul Sfânt, ca să-ți transforme caracterul. Spune lucrul acesta.